acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Va fi un meci interesant la Ovidiu între Farul și Universitatea Craiova. Două echipe cu șanse pur teoretice să-și îmbunătățească poziția până la finalul campaniei. Pentru asta, ambele au nevoie de victorie. Mitriță joacă în flancul stâng în acest început de meci. Ivan este împins vârf de atac și acum o acțiune rapidă cu Grigorian. Pasă bună, Dina Grameni, șutul lui Grameni un pic peste. Aștepta și Luis Munteanu, demarcat. Poziție bună pentru Grameni. Poziție centrală. Șut puternic. Apare Sârbu și apare foarte bine Luis Munteanu. Pasează Luis Munteanu, Andronache! I-a luat locul lui Cojocaru, fotbalist tânăr. Acolo se presupune că trebuia să dai mai bine, dar hai să zicem că sunt și emoțiile. Craiova, ieșită din grupe, a pierdut acasă cu Voluntariul, care n-avea licență europeană și a venit cu echipa secundă, Voluntariul, care ulterior a și retrogradat. Atenție la această fază cu Diogo Queiroz, are culoar, șutează bine! Diogo Queiroz, 24 de ani. În ultimii 2 ani, înainte de a veni la Farul, a jucat fix 9 minute în campionatul Portugalei la Famalicão. Luis Munteanu la margine, Andronache, pardon. Puțin cam haotic. Penalti! A fost parcă o mică imprudență. Hai să vedem dacă... Important pentru Andronache. Ia să-l vlădoiu. Nu știu cine pe cine faultează. Cum să dai așa? Nu știu cine pe cine faultează. Se va anula, n-are cum. Cum să dai? Îl atinge un pic aici în spate. Păi nu, dar el îi dă peste piciorul lui Vlădoiu. Uite-te aici. Uite-te aici. Vlădoiu pare să aibă prin planul. Da, îi dă peste. Și el îi dă peste piciorul lui Vlădoiu. Eu zic că e o nebunie dacă dai penaltiul ăsta. Luis Munteanu. Da. Impecabil pe centru, tare, sus, sub bară, 1-0. Magini și aplaudă vârful, care stabilește un personal best în ceea ce privește numărul de goluri marcate într-un sezon. Este al 11-lea. Rămâne însă semnul de întrebare al penaltiului. În principiu, dacă dai acolo, nu apără nimeni. Pentru că nu, trebuie să stai fix pe picioare. A fost Megvabishvili. Foarte bine, Mitriță. Megvabishvili din nou. Danciu. Șutul lui Danciu! Începe să devină un jucător cu tot mai multă personalitate. Iar faptul că Bayram e accidentat îl poate ajuta să capete și mai multă încredere. A dat departe, de poartă. 1-0 așadar pentru Farul. Gol marcat din penalti de Luis Munteanu. Dar așezarea asta a Farului, în momentul în care nu are mingea, îi deranjează cumplit pe Olteni. Stau sus, îi obligă să paseze în condiții de presiune și este o ocazie monumentală. Foarte bun reflexul lui Popescu. Excelentă acțiunea. Excelentă acțiunea lui Luis Munteanu. Mamă, asta este o ocazie uriașă. Centrare, de Grigorian. Centrare perfectă. Încercase acolo lansare decisivă spre Luis Munteanu. Andronache, bine de tot, Ganea, pe jos, gol, Luis Munteanu. Dublă iarăși. Luis Munteanu, bravo băiatule.
5 goluri contra Craiovei în acest sezon. Centrare excelentă dată de Ganea, foarte bine a făcut mingea și Andronache. Fază admirabilă care duce la acest gol 2 al Farului. Atacant de rasă este acest Luis Munteanu. Merită o soartă mai bună decât rezervă neutilizată la Fiorentina. Încă o dată faza, priviți-l pe Grameni. Pasă înapoi. Andronache. Îl are pe Vlădoiu în fața lui. Îl evită și dă excelent pentru venirea lui Ganea. Ganea, iar Luis Munteanu își potrivește perfect pașii. N-are nicio problemă să-l devanseze acolo pe Raul Silva și să trimită în poartă. Da, din nou dublă Luis Munteanu. Atenție, spuneam, Luis Munteanu a dat 3 goluri din cele 4 marcate de Farul Craiovei în sezonul regulat. Bombardament la poarta Craiovei. Centrează Grigorian! 3-0! Să vedem dacă nu cumva e offside. Îl scrie Diogo Queiroz. Da, Diogo Queiroz. Da, nu și-a revenit Craiova. Am prevăzut cumva această desfășurare a evenimentului. Era clar că băieții lui Gâlcă sunt groghi. Dar să vedem dacă nu e offside. S-ar putea să fie din familie cele două frumoase doamne. Diogo Queiroz, primul lui gol în România. V-am spus, pe Farul nu știu unde s-o iei. Poate să piardă 1 la 4 cu Șepșii și o să tăbără distanță, iată să aibă 3 la 0 cu Craiova. Să vedem dacă nu cumva este offside, dar nu cred. Încă o dată faza. Centrarea lui Grigorian. Dacă o atinge lui Munteanu, nu e offside, dar nu cred că o atinge. Recunoaștem aici concepția lui Hagi. Pasă bună, Mitriță, preia în careu, Mitriță! Incredibil ce face. Senzațional. Da. Ce? E supranatural controlul la minge. Iată. Ce incredibil ce face aici. Bine. Sani acolo, Ganea. Și Ganea cam naiv totuși. Încă o dată scapă Grigorian, trece de bancu. Șută de viat și este o ocazie imensă a lui Vână. Hai să vedem pe bană. Jucat-o bine, centrare bună. Bancu, lovitură de cap. Craiova Farul 4-3. Respinsă de Farul și se gândește puțin Chivulete, deocamdată nu intervine. Deci mingea nu este jucată. Mai las-o că nu e. Da, să vede. Îl dă. Este al 11-lea pentru formația olteană. Elan mic, da. Dar gol marcat de Mitriță, care iată reduce din diferență. Ce șut bun, excelent șutul. Iată-l. Și Marcovici. Raul Silva aruncă mingea în careu și o face destul de bine. Acolo este Mitriță, care face 3-2. Dublă Mitriță. A, s-a fluturat ceva? Sau nu? A, nu.
A fost un incident între Ivan și Buzbuchi în încercarea de a lua repede mingea din plasă. Bine, în mod tradițional, mingea trebuie repusă la centru de echipa care a primit gol. Cam așa se judecă. Foarte bună pasa lui Raul Silva și bineînțeles, bineînțeles acolo este Mitriță care îi păcălește pe toți, inclusiv bine, Dusso pe se Dusso. Singur. Da, Dusso, Dusso care alunecă. Dar când apare Mitriță, le crește pulsul. Dar ar fi culmea să scape din mână farul acest meci. A avut 3-0 și a ratat multe ocazii. Încă un atac. Driblingul lui Mitriță, alunecat. Mitriță, penalti! Penalti! Este faultat, se mișcă mult prea repede pentru apărătorii adverși. Îi dă peste picior. Nedelcu. Îi dă peste picior. Uite. Și a câștigat Craiova 3-1. Mitriță, impecabil, 3-3. No, tot acolo. Prima, dar pe centru primul oare, cum tot acolo? Pe centru sus. Cum a dat în colț. Da, pe centru sub oare. Ok. 3-3 este însă, ăsta este principalul eveniment. Da, incredibil. O revenire formidabilă a Craiovei, care a fost condusă 3-0, a făcut 3-3 și ne aducem aminte de acel 3-1, din nou vă spun, 3-1 pentru Farul în 2022, în toamnă. Craiova a câștigat 4-3, a dat 3 goluri pe final. La acest scor, Craiova își asigură prezența pe podium. Farul nu mai are nicio șansă să prindă cupele europene. Incredibilă desfășurare acestei partide. Incredibilă evoluția scorului. Craiova a arătat că are tărie de caracter.